Și acum cealaltă variantă, cealaltă poveste despre o fată care vrea neapărat să se căsătorească. În jurul județului ei erau alte județe, unele mai bogate, unele mai sărace. Fata vrea cu orice preț să căsătorească. Să mă căsătoresc ca să-mi iasă din grijă. Într-unul dintre orașele sau județele învecinate, vine un băiat într-o zi și spune: pentru că tu dorești să te căsătorești, eu am decis să te iau soție. Ia? Ura, ce bine, n-am găsit pe nimeni în tot județul meu. Știi? Te iau pe tine. Până când într-o zi, porcușorul își dă drumul la gură. Te-am cerut în căsătorie, că la mine în județ mor de foame. Dar ce crezi că dau drumul acum? Păi, ne căsătorim la tine în județ, ne mutăm cu toții la tine în județ și avem și păpică. Păi da ce, nu știi cum e reclama aceea? Fă, mamico, fă! E foame! Știi? Și acum trebuie să-i cauți și loc de muncă. Păi da ce, nu e așa? Și după care fata începe: aoleu, mi-am zdrenit a mea păsărică într-un cocoșel de dâmbovitean sau mai știu eu, bucureștean sau orice altceva vrei tu, care moare de foame. Știi? De ce ar veni bucureștenii în Ploiești? Pentru că, virgulă, clădirile stau sub metrou și stau să cadă la un cutremur ca în 7-7. E, serios? Când se simte epicentrul din București, se simte și în Ploiești. Că nu e metrou și se zgâlție de noapte de noapte, asta e altceva. Sau că, cum a zis, moare de foame în Dâmbovița, frate. Fă, mamico, fă, mi-e foame, fă și mie un sandwich, ca atare, știi? Vă las. O zi plăcută să aveți!